Conferința internațională de implantologie organizată de Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad prin Facultatea de Medicină Dentară, aflată la cea de-a doua ediție, se desfășoară în perioada 18-19 mai. Congresul întrunește specialiști din întreaga țară și personalități ale vieții medicale din domeniul stomatologic pentru a putea realiza un schimb util de experiențe. Acum, în anul centenarului, sunt bucuroși că universitatea noastră, care poartă numele lui Vasile Goldiș, corifeu al Marii Uniri, este onorată cu acest congres care are obiective precise și anume o dezbatere privind rolul pe care îl au implantele în structura cavității bucale la ora actuală, prin conferințele care se vor face atât și prezentate de domnii decani ai facultății noastre, este prezentă și Facultatea de Stomatologie din Szeged, din Szeged, Ungaria, și noi sperăm ca schimbul de experiență pe care îl vom avea și cu specialiștii maghiari să fie unul deosebit. Dorim succes deosebit acestei conferințe naționale, cu participare internațională în folosul medicinei stomatologice. Este a doua conferință care o organizăm în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș, Facultatea de Medicină Dentară. Această conferință are o temă bine stabilită, implantologia între clasic și modern, și reunește ca și lectori personalități de seamă ale implantologiei, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Și aici mă refer la doamna profesor Norina Forna, decanul Facultății de Medicină Dentară din Iași, domnul profesor Radu Câmpianu, decanul Facultății de Medicină Dentară din Cluj, doamna profesor Kingo Tuzga, decanul Facultății de Medicină Dentară de la Szeged, profesorul Alexandru Petre, șeful disciplinei de protetică dentară de la UMF Carol Davila din București. Tema conferinței este generoasă și încearcă să creioneze o linie între ceea ce am învățat și ceea ce se realizează astăzi în implantologie. Bineînțeles că toate vizează beneficiul pacienților. Lectorii sunt, încă o dată subliniez, personalități de marcă, auditoriu este numeros, am observat că sunt peste 120 de participanți. Un ajutor esențial în organizare l-a oferit conducerea universității și conducerea Facultății de Medicină Dentară de la Arad. Participăm în aceste două zile, 18-19 mai 2018, la un simpozion internațional de medicină dentară. Temele sunt foarte variate. În prima zi se vor prezenta 6 conferințe, 3 înainte de masă, 3 după amiază. Iar în acea de-a doua zi va avea loc o masă rotundă pe teme legislative în domeniul implantologiei, iar în ultima parte acestui simpozion va avea loc un workshop cu tema implantologia în medicina dentară. Senatul Universității de Vest Vasile Goldiș a acordat diploma de excelență tuturor profesorilor invitați la această conferință, cum v-am spus, profesori de înaltă calitate, elita profesorilor din acest domeniu, atât din România, cât din Republica Moldova, Facultatea din Chișinău, cât și Facultatea de Medicină Dentară din Szeged.